Salut! Haideți să ne uităm un pic la tableta Asus Transformer, cea mai nouă pe piața românească și, zic eu, una din cele mai așteptate din ce reacții am văzut. Aici, după cum îi spune și numele, o vedeți transformată în varianta de netbook. Are tastatura atașată. În primul rând vreau să vă arăt această carcasă maronie, cu o textură foarte frumoasă și foarte, foarte bună atunci când trebuie să ții solid în mână tableta. O cameră de 5 megapixel pe fața externă și diverse porturi și butoane la care vom reveni imediat, dar haideți întâi să o desfacem. Iată-o în varianta netbook, așa cum v-am zis, are această tastatură conectată. Tastatura este una adaptată la Android 3.0, observați aici un buton de back, home, butonul de meniu, butoane de volum și tăierea volumului, un buton de pornit Wi-Fi-ul și chiar asta vom face acum, voi porni Wi-Fi-ul pentru a ne conecta. Gata, s-a conectat deja. Tastele de scris sunt foarte bine spațiate și ușor de folosit. Iar jos aici avem chiar și un trackpad care este așa cum ați obișnuit de la Asus, un trackpad care îl poți folosi chiar și cu două degete pentru scroll. Bun, cam asta ar fi varianta de netbook. Ce este așa special această tabletă și de ce a impresionat atâta lume? Simplu, în momentul în care vrei să o desfaci, pur și simplu dai de acest element și ai obținut tableta. Tastatura a rămas singură, punem deoparte momentan, este un accesoriu care se vinde oricum separat. Aceasta este tableta, are Android 3.0, îl știți deja, vreau să vă arăt un wallpaper animat foarte drăguț pe care nu am apucat să-l arăt în Acer A500, deoarece nu era. Iată această apă care reacționează în funcție de senzorul tabletei la înclinare și își ia din accelerometru informația pentru wallpaper animat, plus că poți da click undeva și apar bule de aer. E în fel de următorul nivel după wallpaper-urile animate clasice. Îl voi scoate totuși pentru prezentare. Cam așa arată. Are aici un widget de vreme făcut direct de Asus. Twitter-ul merge foarte bine, atât în varianta portret cât și landscape. Browserul standard. Browserul din Android 3.0 mult mai capabil decât cel anterior. Taburile acestea sunt foarte bine făcute. Deci JavaScript-ul. Aceasta este tastatura pe care o vei folosi când nu ai conectat modulul separat. O tastatură normală. Un avantaj este că are și tastele numerice disponibile de la început. Foarte ușor de folosit. Evident, zoom în pagină, dublu tap, toate cele obișnuite. Foarte utile și pentru citit, mai ales pe modul portret, se încarcă site-ul, poți micșora un pic și citești direct ce se
ce se întâmplă. Bun. Asus nu a inclus foarte multe widget-uri customizate, într-un fel se cam vede că programarea poate nu e punctul lor forte. Există un email widget, dar se referă la mai mult la mail-uri în modul pop. Și aici câteva widget-uri generale care ar dori să-ți arate în același timp și o imagine și o știre, dar nu ceva ce n-ai putea găsi oricând pe market. Contează asta, se pot aduce mult mai repede widget-uri din market. Lista de aplicații disponibilă sus aici la un click. Poți să avea acces doar la aplicații downloadate de tine. Un nou mod de notificare. Observați aici o notificare de la Twitter plus această casetă mai largă de informații. Pot să fac click direct aici doar pentru notificarea aceasta, pot să o închid. Aici odată apăsat am acces la și mai multe setări, mod airplane, Wi-Fi-ul, pot să-i blochez rotirea ecranului să nu mai se întoarcă automat. Brightness-ul pot să-l setez de aici, să-l scot de pe auto pentru contrast în film. Notificări și să intrăm un pic și în setări. Sunt cele clasice din Android. Din Android 3.0, le-ați văzut deja în celălalt film de prezentare. Ce am remarcat aici și nu știu dacă era înainte, această opțiune de screenshot. Pur și simplu acum poți face screenshot-uri dacă ți-ai apăsat acest buton, care ăsta este Recent Apps. Ți-ai apăsat un pic aici și după un timp îți spune că s-a făcut un screenshot și dacă să rămâi în același mod cu butonul. Îi dai da și merge în continuare. Bun, opțiunile normale, stocare, este o tabletă, varianta aceasta are 32 de giga intern, nu are și 3G, o variantă cu 3G apare în viitor. În rest, prin ce se mai remarcă, este o baterie de capacitate foarte mare. Cred că ține 10 ore. Am auzit pe alții care au scos 10 ore și eu nu am lăsat-o niciodată până la capăt să descarce, dar cred că atinge 10 ore fără probleme. Observați momentan versiunea de Android 3.0.1, dacă nu mă înșel, a apărut deja update-ul oficial la 3.1, dar nu l-am făcut pentru că nu... Hai să vedem dacă îl detectează. Nefiind tableta mea, n-am vrut să stric socotelele celor de la Asus cu un update. Bun, observați, tableta are următoarele porturi. Aici este un buton de închidere și unul de volum. Aici este conectarea la tastatură. Sunt două decupături pentru stabilitate, iar aici este conectorul central. Iar pe partea dreaptă a tabletei avem un slot de microSD și o ieșire HDMI plus una de căști. Partea de sus nu este nimic, avem aici o cameră frontală. Pe spate o cameră de 5 megapixeli care face fotografii și filmează. În fine, nu văd pe nimeni făcând fotografii cu o tabletă, dar a fost foarte utilă, nu știu, la un live blogging, la scris de pe Twitter ceva și atașat o poză, chiar nu m-am plâns de ea. De două erori. Să încercăm o dată. Nu prea. Nu-i nimic. Bun. Ce facem cu tastatura? Tastatura, după cum observați, v-am spus, trackpad, mouse, aici este comutatorul pentru blocat sau deblocat tastatura în poziție, are aici două incinte de prindere, două brațe de prindere, două cârlige și conectorul respectiv. Acestea blochează tastatura în momentul când blochează tableta în momentul când este introdus în tastatură. Mai vine în plus cu un slot de carduri SD. Și atât. Aici, dacă nu mă înșel, are un
un port USB pe care voi verifica dacă poți conecta un stick sau eventual un mouse. Iar aici este un alt conector normal de încărcare a tabletei. Care e avantajul tastaturii? Păi, în primul rând, mai include și o baterie. Deci tableta are o baterie care ține cam 10 ore, să zicem. Tastatura mai vine cu încă una, ce îi mai dă vreo 5-6 ore de viață. Deci, în total, dacă le cuplezi una în alta, ai autonomie 16 ore. Asta a fost tot procesul de cuplare la loc. Ați văzut acest slider acolisat până la capăt și în acest moment tableta este în versiunea de netbook. Se poate bloca din tastă, poate debloca. Am spus buton de back, buton de opțiuni, acel meniu de pe telefoane, tastă home, control shift, caps lock, tot ce dorești de la o tastatură normală, volum, cameră foto, are buton dedicat screenshot-uri, luminositatea ecranului se poate regla direct de aici. Toate acestea, buton de settings, ca să intre direct în settings, e o noutate. Poți să dezactivezi trackpad-ul, să nu mai funcționeze deloc. Asta e util uneori dacă nu vrei să te încurci atunci când scrii, să nu faci contact pe el. Sau poți să-l pornești și acesta merge din nou, ba chiar face și dublu scroll. Cam asta ar fi, observați că este și foarte subțire. Iată să vă arăt în comparație cu telefonul meu. Pare mai gros atunci, dar nu este. E cam la fel. Iar de tableta în sine nu mai vorbim în momentul când o scoți. Acesta este mult mai subțire. E sub telefon ca grosime. Mai are aici opțiune MyNet, în care îmi detectează alte calculatoare din rețea și mă întreabă dacă vreau să partajez fișiere media, cred că e un fel de server de fișiere. Și o galerie de imagini cu diverse imagini. Aceasta este noua galerie din Android 3.0. Observați jos aici are și un scroll rapid pentru a ajunge la anumite imagine. Zoom cu dublă atingere. În fine, tot ce v-ați aștepta de fapt. Nu cred că mai este ceva nou aici. E sistemul clasic, să zicem, început de Apple și continuat ca idee de toți ceilalți. Bun, cam asta ar fi.